Au trecut vremurile când a fi bugetar însemna că ești sărac. În cazul unora dintre cei mai proeminenți politicieni, funcția publică a însemnat și un salt consistent al veniturilor oficiale declarate. Cel mai proaspăt exemplu, noul primar general ales al capitalei, Nicușor Dan. Nu doar că noua funcție înseamnă și o creștere cu 50% a veniturilor de la puțin peste 10.000 de lei lunar, cât câștiga ca parlamentar, la în jur de 15.000 de lei pe lună. Ca primar general, ba chiar salariul de parlamentar în sine a reprezentat prima sa sursă de venit serioasă, după cum chiar el însuși a recunoscut. Într-un interviu electoral pentru Life.ro, la întrebarea despre primul salariu adevărat din care s-a putut întreține, răspunsul său a fost clar și cităm: "Probabil că primul salariu din care am trăit cu adevărat a fost acesta de la Parlament, din 2016. Din același interviu mai răsare însă o nedumerire. Deși în declarația de avere Nicușor Dan a menționat doar venitul de parlamentar și alocația copilului, în interviul de familie, fetița spune că mama lucrează la Renault, iar soția detaliază apoi că este manager și se ocupă de domeniul logistic. Ceea ce e foarte lăudabil, doar că problema este de ce a omis Nicușor Dan să și declare asta. Așa cum îl obligă legea, fiindcă nu, nimeni nu are dreptul să invoce contracte confidențiale ale soților când vine vorba despre declarațiile de avere. Fritz este neamțul pe care timișorenii l-au ales să le fie primar pentru următorii 4 ani. Neamț la propriu, inclusiv în acte. Și era și momentul ca dedicarea lui Dominic Fritz pentru Timișoara să dea roade. După cum însuși a explicat, din momentul venirii în România și abandonării slujbei bine plătite pe care o avea la Berlin, Fritz n-a făcut decât să muncească neobosit pentru bunăstarea Timișoarei, fără niciun venit, trăind din economii și din ce câștiga iubita. O să trec salariul meu, ce am câștigat până în sfârșitul lui septembrie, înainte să mă las de jobul meu la Berlin și să mă mut aici. De atunci lucrez 12 ore pe zi, dar fără să primesc bani, și de atunci mă bucur că trăiesc într-o relație foarte fericită și de încredere, și că prietena mea și eu suntem o gospodărie și ne descurcăm. Iar după alegerea sa în funcția publică, Dominic Fritz a declarat că va trăi doar din salariul de primar. Și pentru noul primar ales al sectorului 2, funcția publică a fost mană cerească în privința veniturilor declarate. Necunoscutul Radu Mihai a ajuns în administrație prima dată în mai 2016 în calitate de consilier personal al lui Cristian Ghinea, pe atunci ministru al fondurilor europene. Venea din mediul privat, unde era administrator la propria firmă, care însă nu avea niciun angajat și cu profituri modeste declarate la Ministerul Finanțelor. În prima sa declarație de avere raporta un venit anual total de 26.000 de lei, adică în jur de 2.100 de lei pe lună. Ajungerea în USR și în guvernul Cioloș a coincis însă și cu un salt în afacerile firmei. O coincidență fericită, fără îndoială. De la 0 angajați și profituri minuscule, în 2014, după cum arată datele publice de la Ministerul Finanțelor, publicate în presă, a ajuns o firmă cu 18 angajați și aproape 200.000 de euro profit în 2018. Nu e o sumă colosală, mai ales că lui Mihaiu îi revin doar un sfert din dividende, dar oricum e un real progres. Iar acum poate sta din nou liniștit, cu un venit sigur, ca primar al sectorului 2. Desigur că și în alte partide există bugetari de profesie, oameni care n-au muncit niciodată decât la stat, cum ar fi fostul primar al sectorului 1, Dan Tudorache, sau fostul ministru de finanțe, Eugen Teodorovici, ca să dăm și exemple din opoziție, de la PSD. Cel mai discutat și vizibil caz însă este cu siguranță al premierului Ludovic Orban, despre care, cu răutate pe care o dezavuăm, opoziția spune că este șomerul ajuns premier. Când a devenit premier, anul trecut, cam pe vremea asta, Orban luase o pauză de 3 ani de la funcții publice și declara venituri mai mult decât modeste, iar alea cu mare tevatură în presă, când s-a aflat că erau de la un asfaltator din Mureș, firmă abonată la contracte cu statul și unde Orban era angajat full-time, deși stătea numai în București, și se jura că n-a avut niciodată legătură cu firme abonate la bani publici. N-a explicat niciodată acea controversă, iar, la ungerea ca premier, Orban însuși și a spus că a trăit mereu numai din salariile din funcții publice. Eu sunt după 30 de ani de carieră în viața publică, perioada în care am deținut funcții extrem de importante în statul român. Ce puteți vedea este că am trăit strict din
demnizația pe care am primit-o pentru funcțiile publice pe care le-am deținut și cred că acesta este lucrul cel mai important. Deci, pare că, financiar vorbind, numirea ca prim-ministru a venit la țanc. Doar cât puteau să-l mai țină economiile din venituri publice anterioare.